Astăzi ne aflăm din nou la Muzeul Gazelor Naturale, un invitat special, tocmai de la Iași, domnul dr. Cătălin Luca. Vorbim astăzi despre medicină la superlativ, sănătate la superlativ. Eu aș vrea, pentru început, să-l cunoașteți pe domnul doctor, să ne povestească câteva lucruri despre el, care este domeniul în care activează și câte ceva despre tema acestei conferințe, care nu este o conferință întâmplătoare, se întâmplă în mai multe locuri din țară, iar cu ajutorul prietenului nostru, Lucian Răzvan Faloba, s-a întâmplat și la media. Și astăzi să avem bucuria să fiți printre noi. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Da, așa cum vă povesteam, de ceva timp ne ocupăm de plante. Am avut această înclinație către ele, am putut să cunosc și medicina alopată, cea clasică, dar și această ramură a medicinei, care este totuși mai străveche decât cea alopată. Și am putut să fac această comparație și să rămân totuși fidel plantelor, pentru că complexitatea și modul foarte amplu în care acționează plantele, totuși este diferit de modul în care acționează medicamentele de sinteză. Pentru că atunci când vorbim de o problemă de sănătate, nu vorbim doar de o simptomatologie pe care urmărim să o oprim, sau să o stingem, sau să o eliminăm, ci vorbim totuși de o cauză a acelei simptomatologii. Și de multe ori, din păcate, în medicina, medicina alopată, se insistă foarte mult pe acest tratament al simptomatologiei. Evident că atunci când trupul nostru începe să aibă anumite probleme și noi nu dăm semne, sau mai bine zis, noi nu luăm atitudine să le modificăm, el începe să ne aprinde niște beculețe, ca la mașină. Da? Deci dacă începe să se încălzească motorul, se aprinde un beculeț. Dacă nu mai avem lichid de răcire, se aprinde un beculeț. Dacă sunt semne. Sunt semne, așa este. Și trupul nostru ne dă astfel de semne. Starea de oboseală, ne trezim obosiți deși am dormit. Anumite perturbări la nivel digestiv, ne doare capul în anumite momente, apar anumite erupții pe piele. Toate acestea sunt niște beculețe care se aprind. Dacă noi nu știm să le citim, aceste semne, atunci evident că va fi greu să le corectăm. Atunci când noi cumpărăm o mașină, da, ne ducem o mașină mult visată, strângem bani pentru ea, facem un leasing, ce e. Și nu ne luăm mașina mult visată în torpedou, găsim un manual de instrucțiuni. Acest manual de instrucțiuni ne spune, dacă ți se aprinde becul care are poza respectivă, ca să zic așa, are imaginea respectivă, înseamnă că n-ai lichid de parbriz. Dacă ți se aprinde celălalt, s-a desumflat roata. Dacă ți se aprinde celălalt, s-a încins motorul. Ar fi bine să primim o carte tehnică și noi la naștere. Exact. Din păcate, noi când venim pe această lume, nu primim acest manual de instrucțiuni. Și atunci, de multe ori, ni se aprind beculețele și nu știm cum să le, ce înseamnă aceste beculețe. Ne ducem de obicei la medic, de multe ori cam târziu, după ce, cum s-ar zice, s-a ars garnitura de chiuloasă, s-a dus segmenții, s-au dus știu ce alte... Ar trebui să schimbăm lucruri, efectiv. Exact. Numai că dacă la o mașină ți se strică bujiile sau ți se strică o anumită piesă, te duci și ți-o schimbă. Da, da. Da. Corpul noi, nostru mai greu. Exact. În această mașinărie foarte complexă pe care noi avem și care este trupul nostru, nu prea poți să schimbi multe lucruri. Nu avem magazin de service. Și dacă poți, în condiții... Evident, mai faci un transplant de rig, mai faci un transplant de ficat, mai faci un transplant de inimă, rar de... Dar nu e chiar simplu. Dar după aia toată viața este marcată de... Evident, condițiile pe care e necesar să le păstrezi ca să poți să supraviețuiești, ca să zic așa. Dar de obicei nu se fac astfel de schimburi de piese. Ceea ce înseamnă că odată ce am primit această mașinărie, de noi depinde cât ne funcționează și cât ne ține. Cât timp vom trăi sănătoși, să spunem așa, exact. Și fără să se aprindă niciun beculeț. Ceea ce noi urmărim să facem prin aceste
Întâlniri. întâlniri, conferințe prin țară și în străinătate, cumva este să oferim un fel de mini manual de instrucțiuni în care omul să știe, domnule, dacă, cum funcționează mașina. Că de obicei când te duci să-ți cumpere o mașină ceva, ce îl întreb pe cel care, dealerul sau cine ți-o vinde, domnule, ce e necesar să țin cont de ea? Adică la ce să am grijă ca să mă ducă 100 de ani? La cât timp fac o revizie? Exact, și le spune, la 10.000 schimb uleiul și filtrul, la nu știu, 15.000 schimb și pe la de motorină, la nu știu câte îi faci reviziile, nu știu care. Și îți dau niște, să pui combustibil de calitate, să ai grijă să nu forțezi, să, și astfel te ține cât mai mult. Dar în cazul corpului, revizia cum se face? În cazul corpului nu este o revizie generală la 15.000 de kilometri. E necesar să avem grijă de acest lucru permanent. Pentru că noi permanent aducem o anumită alimentație. Da? Deci, așa cum mașina o alimentăm cu benzină, motorină, curent, depinde de tipul mașinii, și noi mâncăm, bem, doar că noi nu suntem doar această structură. Noi avem emoții, noi avem gânduri, avem dorințe, avem aspirații. Toate acestea în funcție de natura lor și ele somatizează, generează în ființa noastră. Emoțiile negative pot să genereze, de exemplu, aciditate foarte mare, chiar la nivelul sângelui. Anumite gânduri obsesive pot genera anumite boli. Și atunci, evident că, având o mașinărie mai complexă, e important să ținem cont măcar de anumite principii fundamentale după care noi funcționăm. De exemplu, ce înseamnă să ne hrănim corect? Ce înseamnă să ne hidratăm corect? Ce înseamnă procesul de detoxifiere? Că mașina ce are? Are admisie, combustie și evacuare, da? Deci avem țeavă de eșapament. Și în ființa noastră există evacuare. Da? Cu toții mergem la toaletă din când în când. Dacă noi nu suntem atenți la aceste mecanisme de detoxifiere, da? Să funcționeze corect. Atunci evident că organismul se încarcă, trupul nostru se încarcă cu aceste substanțe reziduale și se îmbolnăvește. Absolut. Hrănire, detoxifiere, procesul de regenerare, pentru că țesutul nostru, noi nu ne naștem și rămânem cu aceleași celule până murim. Ci celulele din ființa noastră, care sunt 100 de trilioane de celule, au un ciclu de regenerare. Și acest ciclu de regenerare, evident că poate fi menținut în parametri sau poate fi modificat. Și de foarte multe ori sunt chiar studii care s-au făcut și au arătat că tindem spre un proces de îmbătrânire mult mai rapidă. Dacă ne aducem aminte și citim în Biblie că Adam trăia 1000 de ani și neamurile lui au trăit 700-800 de ani și noi ne uităm acum că abia ajungem la 80 de ani. Noi spunem că timpul s-a comprimat. Da, este o scuză bună. Într-adevăr, timpul se comprimă, este o accelerare a acestui proces, dar nu din această cauză noi nu reușim să atingem o vârstă. Eu o să vă spun... Tinerețe fără bătrânețe, nu? Sau? Sau o înțelepciune. Da. Nu e necesar să tindem să trăim 100 de ani sau să trăim 1000 de ani. E necesar ca cât trăim să fie de calitate. Asta este foarte important. Pentru că dacă trăiești 80 de ani, dintre care 20 de ani ești la pat, sau tu pe la doctor, sau tu cu medicamente. Și așa mai departe, cu dureri. Cred că deloc plăcut. Și atunci e important inclusiv să ajutăm. Cunoaștem principiile. Exact, să ajutăm chiar și acest proces de regenerare. Pentru că chiar sunt studii care arată că sunt persoane, și destul de multe din păcate, care dacă se calculează vârsta organelor, sunt mai vârstă. E mai mare decât vârsta din buletin. De ce? Pentru că noi, prin diverse substanțe, chiar și sunt unele medicamente de sinteză care perturbă foarte mult procesul de regenerare. Sunt anumiți conservanți în alimente care fac asta. Emoțiile negative fac asta. Încetinesc procesul de regenerare și atunci evident că rezultatul îl vom suporta. Sau procesul de apărare, de imunizare. Cu toții de 2 ani și ceva tot vorbim despre imunizare. Doar că puțin înțeleg cu adevărat ce înseamnă acest proces de imunizare, de apărare. Noi știm că dacă vine o bacterie, ne atacă și ne îmbolnăvește. Nu este așa. Sunt bacterii prietenoase. În trupul nostru avem 100 de trilioane de celule. Există tot în trupul nostru de 10 ori mai multe bacterii sau microorganisme, de fapt cum se numesc, care ne ajută în procesul de vindecare.
Nu pe ele e necesar să le distrugem. De multe ori noi luăm medicamente de sinteză și distrugem și bacteriile sănătoase. Care ne distrug inclusiv acești ajutori, ca să spunem așa. Și atunci e foarte important să putem să luăm acele substanțe care să adreseze doar structurilor patogene, cum se numesc, a microorganismelor patogene, și să le distrugem cu selectivitate, nu le dăm în cap la toți care sunt acolo. Da, dar asta ar însemna să găsim oamenii potriviți care să ne învețe despre lucrurile acestea. Pentru că, într-adevăr, avem cunoștință, avem informație foarte multă astăzi, dar trebuie să știm și să o selectăm. Așa este, pentru că acum, dacă intre chiar de multe ori vin pacienți la cabinet care sau la știu clinică, deja ce au, nu? Da, care spun, domnule, am venit, am nu știu ce problemă, deci ei, cu alte cuvinte, le apar anumite semne pe bord, dar pentru că nu avem acest manual de instrucțiuni, noi nu știm să citim semnele respective. Și atunci intră pe net și la o, vă dau un exemplu, o pată roșie pe piele. Dai search pe net și îți apar 15 diagnostice, dintre care, evident, cel mai grav este cancerul de piele. Și vine omul că el își alege conform rezonanței lui și modului de a gândi și alege din cele 15 care crede el că este pentru el. Și vine omul îngrozit că, uite, am pata asta și am citit pe net că e cancer. Și atunci, deja dai o oră alt proces, da? Și îi mâniștește-l și explică-l, explică-i că, de fapt, nu este chiar așa. De-aia e atât de important cumva să cunoaștem aceste semne pe care trupul nostru ni le dă atunci când există anumite probleme sau anumite dezechilibre și mai ales să le luăm în seamă și să le transformăm, să le vindecăm, să luăm atitudine. Pentru că la început apar modificări funcționale, dar dacă noi nu rezolvăm problema respectivă, se transformă într-o modificare structurală. Se modifică chiar organul respectiv și atunci este, va fi cu mult mai greu să putem să rezolvăm cu adevărat să problema respectivă. Va fi un efort cu mult mai mare. Și dacă noi știm cum e, cea mai bună apărare este prevenția. Prevenția, da. Și atunci dacă noi știm cum funcționează această mașinărie și avem grijă de modul în care funcționează, putem să rămânem, cum se zice, fără reparații capitale 100 de ani. Dacă am călcat pe bec și nu am avut grijă, când apar semnele, măcar să le luăm în considerație și să începem să lucrăm pe ele și să le rezolvăm. Dacă nu ne pasă și mergem cu ele tot înainte, evident că ajungem la o vârstă când e destul de dificil. Să știți că aceasta cu o vârstă dificilă nu e? Nu e, pentru că se poate din ce în ce și mai mulți tineri vin cu cancere. Dacă acum 50 de ani cancerul apărea la o vârstă înaintată, din păcate, acum sunt foarte mulți tineri care apar cu acest diagnostic de cancer și chiar în stadii foarte avansate. Le puneți pe baza alimentației sau și a trăirilor pe care le au? Sunt mulți factori. Mulți factori. Noi nu mai mâncăm ce mâncau bunicii noștri. Nu. Alimentele pe care noi le mâncăm, multe dintre ele sunt injectate, cultivate în condiții în care n-au nimic de a face cu sănătate. Apoi, sunt foarte multe medicamente de sinteză cu reacții secundare. Sunt studii făcute care arată că 40% din pacienții internați în spitale sunt datorită efectelor secundare ale medicamentelor. Acum, când se dau medicamente, e un cerșaf întreg, ca să zic așa, de efecte secundare și 5 așa efecte e pozitive. Dacă citești cerșaful, exact, dacă citești, zici, cred că spun pas și aștept să mă vindec singur. Cum acționează organismul? De foarte multe ori, intenția este, ai o durere, mergi în farmacie, poate de multe ori îți cumperi tu antibioticul, că se întâmplă, pentru că e, în România e un proces cunoscut, faptul că oamenii evită să mai meargă la medic și merg direct în farmacie și își procură ei singuri medicamentele, antibioticele care știu că le fac bine. Ar reacționa mai bine organismul să, nu știu, să așteptăm, să bem un ceai, să facem altfel de lucruri, să facem un repaus alimentar în anumite situații. Ar fi bine dacă am putea, și noi urmărim să facem asta, cumva să ne educăm în direcția înțelegerii procesului. Pentru că ți s-a stricat mașina sau ai nu știu ce situație, ce faci mai întâi? Te gândești să vezi, mă, ce am făcut, cum e, de ce s-a petrecut acest lucru.
Și dacă avem o anumită educație, să zic, medicală, naturală, da, firească, atunci noi nu ne aruncăm imediat pe medicamentele de sinteză, ci gândim un pic. Poate, într-adevăr, ai nevoie de el, de medicamentul respectiv de sinteză, dar poate nu ai nevoie de el. Și atunci cugeți un pic, cum se zice în popor, și zici, mă, ok, am aceste simptome. De la ce? Cam pe unde? Ce, despre ce e vorba? Poate nu ne pricepem și atunci sunt atâția oameni care pot să ne explice și care nu fac neapărat medicina alopată, ci pot să-ți explice și cineva care a studiat, ca să zicem așa, și a văzut. Naturiste, exact. Da. Și zice, mă, funcționează firesc. Și... E firesc, domnule, ce te doare? Burta. Ai tranzitul accelerat. Ok, poate să fie. Poate bacteriile alea au fost deranjate de ceva de la nivelul colonului care te ajută să ai un scaun normal. Sau ai mâncat ceva la care tu ai anumită reacție. Sau ceea ce ai mâncat n-a fost conform cu ceea ce ți era ție necesară în acel moment. Și atunci iei niște măsuri. Sau poate este altceva. Dar de multe ori noi ne ducem și ne aruncăm cu capul înainte și luăm niște medicamente de sinteză pentru că s-a generat această impresie total greșită de altfel că medicamentele de sinteză, o pilulă rezolvă orice. Iei pilula, te rezolvă. Iei cealaltă pilulă verde, te rezolvă. Iei cea roz, te rezolvă. Și așa mai... Ceea ce nu este așa, pentru că noi nu ne punem problema unei cauze. Noi vrem să rezolvăm, mă doare, nu contează de ce a apărut durerea. Pe mine să nu mă mai doare. Am tranzit accelerat. Pe mine nu mă interesează de ce a fost tranzitul, eu vreau să nu mai fie chestia asta. Am o bubă, o pată roșie pe piele, pe mine nu mă interesează de ce a apărut pata aia roșie, de pe mine vreau să-mi treacă pata. Și atunci, dăm cu tot felul de creme, care uneori sunt cu tot felul de cortizoane și așa mai departe. Și s-ar putea să accelerăm. Și care trece pata pe moment, pentru că asta facem, stingem becul. Da? E ca și cum la mașină se aprinde un beculeț și noi ce facem? Luăm firul și scoatem firul care alimentează becul. Becul s-a stins. Rezolvăm. Dar de ce s-a aprins becul ăla, noi nu rezolvăm. Și atunci e important totuși să căutăm. Asta înseamnă educație naturală. Să cauți, să vezi de unde vine. E, medicamentele de sinteză, din păcate, prin structura lor biochimică, n-au cum să rezolve multe din cauzele acestea. Pentru că de multe ori, și aici când spun de multe ori, înseamnă aproape de fiecare dată, ele au o cauză care ține de modul nostru emoțional de a percepe mediul înconjurător și de a reacționa. Modul nostru de a gândi. Percepția pe care noi avem. De aia există un proces pe care noi îl explicăm, se numește adaptarea și integrarea mediului în viața noastră, în ființa noastră. Pentru că el este cel care declanșează, de fapt, multe din programele biologice care duc la apariția bolii. Și atunci noi ne ducem și zicem, ok, păi faptul că vecinul m-a călcat pe bătătură, cum se zice, sau pe coadă și a generat reacția respectivă în care îmi venea să îl trântez de toți pereții și mă trezesc ca după 2, 3, 5, 7 zile am o gastrită de nu știu ce cu mine, mă duc la farmacie și iau un omez, îl liniștește da, pe moment, dar doar zi am nevoie de noi. Problema nu s-a rezolvat. Dar cauza nu e pentru că de fiecare dată când văd pe vecin când iese odată cu mine la lift, îmi vine să îl trântez de perete și atunci rămâne. Ceea ce fac plantele, pentru că medicamentul de sinteză niciodată nu o să mă liniștească și o să modifice atitudinea pe care o am față de vecin. Dar pe planta. Când plantele, ele au structura biochimică care ajung la nivelul ficat, la nivelul stomacului și liniștesc secreția acidă și așa mai departe și îmi calmează, ca să zic așa, și urmărește să-mi rezolve aciditatea locală. Dar ele au ceva foarte special și anume o structură informațională, cum se numește. Acum este foarte studiată prin intermediul medicinei cuantice, chiar se studiază acest lucru. Și care astfel, vine de la mama natură. Evident. Și ea, prin această structură informațională, când noi administrăm planta respectivă, prin administrarea repetată, începe să-mi transforme, să-mi modifice, să-mi alchimizeze, ca să spunem așa, inclusiv starea interioară. Când se știe acest lucru, când ești agitat sau ceva, bei un ceai de tei. Da. Ok, de ce bem ceaiul de tei? Pentru că el are o structură informațională care se duce, ajunge în ființa noastră și ne calmează, ne liniștește, ne modifică starea. Și cea emoțională și cea mentală, ca să zic așa. De asta fac plantele. Prin structura informațională încep să-mi alchimizeze punctul de vedere, ca să zic așa, sau modul în care am integrat acel element. Și astăzi mă uit, mâine mă uit mai, poi mâine parcă
își schimbă culoarea vecinului, nu mai așa negru și urâcios, după care devine mai verde și dintr-o dată, prin această administrare, eu reușesc să modific, să-mi transform modul, inclusiv acesta, de a percepe și atunci se modifică cauza. Și nu mai e nevoie să iau omez 50 de ani, care oricum după o perioadă de timp... Aș putea să iau ceva, deși aș putea spune că și industria aceasta a produselor naturiste a crescut foarte mult și că sunt foarte multe produse și în acest sens. Și acum eu v-aș întreba care e cel bun, că nu ai de unde să știi, adică omul nu are informațiile respective. Ce ar trebui să știu să citesc pe multe dintre ele? Da, într-adevăr, spun, provin din culturi certificate bio. Nu avem oricum certitudinea asta, dar nici în cazul medicamentelor. Dar totuși ar trebui să știm ce să alegem sau cum să alegem. Sau poate că ar trebui până și aceste medicamente naturiste să mergem să le primim de la un medic. Asta ar fi ideal, să putem să le administrăm în urma unei consultări, a unei întâlniri cu întâlniri o persoană în care le știe, le studiază. Pentru că de multe ori când vine o persoană cu o problemă de sănătate, nu este doar o problemă punctuală. Dom'le, e punctual vezica biliară. Sunt legate toate în lanț. Vezica biliară e legată de ficat, ficatul s-ar putea să fie legat de pancreas, s-ar putea să fie legat de mai multe lucruri. Și atunci, evident că persoana respectivă avizată vede și celelalte semne pe care le prezintă, ca să spunem așa, pacientul respectiv și atunci poate să facă aceste corelații. Și apoi mai e un lucru, plantele sunt plante. Că sunt din culturi bio, că nu sunt din culturi bio, evident că una este să culegi o plantă de pe marginea drumului, care are o anumită influență, ca să spunem așa, în timp ce crește și evident că și structura ei poate mai poluat. Exact. Și una este o plantă care este culeasă, cum sunt, de exemplu, culegăture care se pricep la anumită perioadă a zilei, într-o anumită perioadă a anului, culesă într-un anumit fel, da, uscat într-un soare, anumit fel. Uscat. Exact. Într-o anumită fază a lunii și așa mai departe. Depozitat într-un anumit fel, prelucrat într-un anumit fel, pentru că și aici sunt foarte multe firme care fac produse naturale, dar prelucrează plantele încât din structura lor informațională nu mai rămâne aproape nimic. Și tu te duci și bei sau iei ceaiul respectiv și după 3 luni de zile sau 6 luni de zile în care ai făcut consecvent tratamentul respectiv cu plante, nu ai un efect prea vizibil sau poate chiar deloc. De ce? Pentru că modul în care a fost prelucrată planta respectivă sau modul în care a fost tratată, ca să spunem așa, i-a distrus foarte mult din calități și mai ales din calitățile subtile de obicei, adică din aceste structuri informaționale. Și atunci e ca și cum o plantă care e făcută bine, păstrată bine, ambalată bine, are o structură, cealaltă e, trebuie să iei 200 sau de 200 ori mai multă ca și cantitate. Plus, acum există această tehnologie care face extracte și atunci ți-e mult mai ușor să aduci o cantitate mult mai mare de plante, în loc să iei un sac și să-l bei, iei 10 ml dintr-un extract, care e un sac de plante, ca să spun așa. Plus, modalitățile de extracție sunt evident. Din păcate, pentru că la început a fost un teren virgin, ca să spunem așa, foarte mulți oameni de afacere au intrat în acest sistem și au făcut produse agro, cum se zice. Da. Fără să studieze cu adevărat ce înseamnă să combin două plante, pentru că plantele pot fi sinergice, pot fi antagoniste. Așa este. În funcție de structura nu lor. Nu putem să luăm orice. Evident. De aceea există multe produse, dar nu toate sunt eficiente. Eu o să vă las, că va începe conferința. O să filmăm și noi parte din ceea ce înseamnă conferința. Pentru că mai sunt multe lucruri importante de discutat în zona aceasta. Mi-aș fi plăcut să ne povestiți și despre detoxifiere, pentru că eu cred că detoxifierea e primul pas ca la calculator când vrei să faci un restart. Așa este. Cred că de acolo începem. Ne-am pornit acest domeniu pentru că noi credem în a fi sănătoși, credem în echilibru al fiecărui om, credem că omul este cumva menit să fie plenar. Și ca să trăiască prima dată să fie și sănătos, dar să vă și partea financiară.
că undeva, fără partea financiară, ai un dezechilibru. Acum, despre partea financiară nu o să vedem seara asta, dar există și aici niște instrumente. Și am plecat ca să facem educație, de fapt. Noi învățăm oameni cum să fie sănătoși. Și cum să facă bani, dacă doresc. Acum, nu venim în fața dumneavoastră așa ca aroganții care vă învățăm noi pe voi cum să fie, vă împărtășim. Există experiențe peste 20 de ani la mine în afaceri, la totul peste 30 de ani cu siguranță în domeniul ăsta al terapiei alternative. Știi ce înseamnă să fii medic, ce înseamnă să fii terapeut, cum poți să le îmbini într-un mod armonios, încât ce vă spunem acum, vă spunem într-o experiență. Și am avut succes cu multe companii foarte mari, acum cazul meu. Și undeva era o neîmplinire, pentru că am făcut bani pentru multe alte companii din alte țări și am stat pentru România în spate. Pentru că avem foarte mult potențial în România, tot mai de discutat cu domnul. Și potențialul, sigur, stă mare parte în oameni. Eu am fost în mai multe țări, cu multe lucruri care țin de studii, care țin de partea de afaceri. Și peste tot am văzut diferență. Ce înseamnă românii și cum sunt performele acolo. Și parcă undeva, aici n-am prea creat multe lucruri. Sunt deja multe companii care fac multe lucruri, multe domenii. Dar vreau să fie mai mulți. Și am zis, ok, dacă tot facem pentru alții și suntem bine plătiți de alții, cum ar să facem pentru România, pentru o companie românță? Și am plecat în această companie, acest grup. Parcursul nostru e mai complex un pic. În cazul meu, în cazul meu, făceam trei lucruri ca și activități, producție, distribuție și educație. Și le vedeam cumva separat, adică una este să produce, alta să distribuie, alta să face educație. Și nu le găseam cumva împreună deloc și asta făcea să fiu foarte împărțit între domenii. Și lucrurile au convers cumva într-un proiect care se numește Freeways, este acest proiect, care cumva e foarte interesant pentru că noi oferim oamenilor cum să fie sănătoși și formații și cum să facă bani, dar prin educație. Pentru că dacă cineva devine sănătos, o să vă spun totul la final, dacă e aia și aia și aia și face aia, te vei simți bine. Și te simți bine în mare parte. Dacă stilul de viață nu se schimbă cu nimic, iei ce se dă după, apoi revii la stilul tău și se reface soția greacă. Dacă cineva e învățat să facă bani și învățat să facă bani, cumva aplică acele lucruri, dar nu aplică conștient înțelegând exact ce este de făcut, când apare prima criză, vine pandemia, vine războiul, s-a încheiat o oportunitate respectivă și nu mai știe. Și ne-am propus ca să împărtășim cu oamenii acele principii care rămân valabile orice ar apărea în jurul nostru. Și am văzut că împărtășindu-le, oamenii lui sunt încântați și am creat deja o comunitate care a plecat din România, când am făcut-o pentru România. Ne-am de zis că nemții spun, dar vrem și noi. Ne-am de zis că cei din Scandinavia vor și ei. Până când în alte zone din Europa o să vrem și noi, știind că suntem o companie românescă, apoi cei de peste tot au spus, dar vrem și noi. Am venit acolo o firmă, avem 1000 de poziții acolo, și ne-am extins. Și acum deja ne gândeam cum să ne mai extindem, pentru că deja să acoperim un continent, deja este o mare provocare. Dar cei din Statele Unite și Canada vor și ei. Mexicul ne cheamă. În Coreea și Japonia. Au interes. Și am zis cu încă o variantă ca să mergi și acolo, dar prima dată produse, nu produse fizice. Când am creat acest tip de proiect, ne-am gândit în felul motor. Noi până acum cream produse, pe le făceam, doar că atunci când ajungeau produse la oameni, oamenii, cum spuneam, le luau sau nu le luau, pentru că omul poate să-și cumpere un produs. Dar se pune întrebarea așa, dacă și consumă, așa cum ar trebui, și apoi mai departe, repet, ce face de fapt un produs produs. Și implicarea noastră în România era, contribuția până la un punct, ok, angajam oameni, plăteam salarii, impozite, taxe, dar era mică contribuția. Ei, deja acum am început să schimbăm viețile oamenilor. Și când oamenii povestesc mai departe cum s-au făcut bine sau când este bine, ne însemnând neapărat că sunt oameni care suferă de ceva în tot ce o fază. Pentru că sunt foarte mulți care, de exemplu, vin către noi, care spun, mă simt bine și vreau să rămân bine. Și când ajung la prevenție, cam asta e obiectivul nostru. Că oricare suferă, ar mânca și pământ, ca să revină. Că iar e durerea, uită. Dacă am putea să învățăm lucrurile să fie sănătoși și ca stil de viață, ar fi altceva. Deci facem așa. Facem turnee, prin țară și prin mai. Și măsura în care oamenii rezonează cu noi, unde vin ambasadori al lui Studiat Sănătos, alți oameni deja vor fi influențați, nu toți, o parte. Dar de obicei când cineva transmite un echilibru mai departe, apar niște reacții care? Cei care nu sunt foarte așa, o să zică invidia.
Bine că te ții bine. Păi să fac. Aș spune, ok, ce ai făcut tu ca să fie așa de bine? E o întrebare bunicică. Sau alții care zic, ce pot să fac și eu ca să fie bine? Aici am o întrebare. Și pe aia. Și încet, încet, putem influența în jurul nostru încât se poate vindeca o țară întreagă, un continent întreg. Acum, compania asta de freeways, apare Godzilla, nu pentru că vrem să dăm marketing la engleză, dar pentru că suntem o companie românească, proastă, dar plecând la nivel internațional, am vrut să devenim limba engleză ca să fie comunicare ușoară cu orice țară română internațională. Freeways înseamnă că e liber. Fiecare om este liber să aibă ce care vrea. Noi arătăm potențialul, îl îndrumăm, mai departe fiecare alege. Și ca și companie, avem multe variante, ce sunt doar câteva produse ca să vedeți ceva, ca să veni până acolo, dar sunt peste 100 de produse. Unele formule sunt chiar unice în Europa, alte unice în lume. Ceea ce este foarte bine într-o companie românească. Avem instrumente speciale pentru a face afaceri, care unele sunt chiar unice în Europa, chiar și în lume. Și asta arată că se poate face din România afacere bună. Dar astăzi n-am venit pentru a face, să vă zic, pentru că nu asta este scopul. Cei care vor vedea că produsele sunt bune și vor simți nevoia să zică mai departe, discutăm, avem niște instrumente interesante cu altă ocazie, dacă există interes. Pentru că la baza unei recomandări ce stă, atunci când tu ești mulțumit cu adevărat, tu personal, parcă îți vine, să spună toate. Dacă nu știi să spui. Toate aceste produse, în primul rând, pe noi sunt testate, adică noi suntem primii covai. Adică nu facem produse pentru piață, facem pentru noi, familia noastră, le consumăm și când nouă ne place, împărtășim și față. Produsele ca și categorie de produse se încadrează undeva în zona de premium și super premium. Tot mai vreme discutam cu domnul că oare știm ce se pune în etichetă, numărul de produs ce e pe etichetă când îl cumpărăm din magazin? Nu știm. Atunci noi ce facem? Noi facem cap pentru noi și când facem cap pentru noi, luăm materie primă care este certificată, care este bine testată, ca să nu avem surprize. Pentru că până să ajungă la dumneavoastră, la noi intră în Eurasia. Adică până vă dăm dumneavoastră, dau părinților mei. Și el, ăla e primul pas. Adică până când nu luăm pentru noi, suntem noi mulțumiți, nu scoatem în piață. Când spunem produse premium sau super premium, ne referim la produse care au o testare serioasă în spate și are o cazuistică. Deja ne-am plecat cu multe de aceste companii. Compania asta are 6 ani de zile, e tânără. Dar în spate are vreo 30 de ani de experiență și de cazuistică, adică nu luăm așa pe încercare la aceste produse. Cumva, ca și idee, ca să lasă de o direcție cât de cât până la produse, s-a potrivit, prima oară am să refuz să refuz, de ce a fost asta? Pentru că astăzi este o zi internațională de reduceri, știți? Black Friday internațional este astăzi. Și noi, da, astăzi zice. Am spus, exact acum când lansăm cea mai campanie de cei tot anul, în mod normal, nu plecăm la fidu. Dar zic, poate că așa e bine. Poate că e bine să vin să vă spunem niște produse și aveți vineri, sunt duminică, reduce speciale, cea mai din an, că poate la vrea cineva, acum este momentul. Cât am spus, n-am făcut niciodată 6 ani de zile, nicio delegație pe Black Friday, este prima oară undeva poate s-au potrivit multe lucruri. Noi oferim oamenilor tot timpul la pachet cele două opțiuni, oportăți în echilibru, spuneam, parte financiar și parte de afaceri cu afisatoși, prin educație. Acum, astăzi, ne-am întâlnit acum să vă spunem un pic din filozofia companiei noastre referitor la produse, să vă spunem ce înseamnă procesele importate din corpul nostru, pe care unii le știți, alții le vorbiți, alții poate nu le aveți foarte clare. Și evident că avem niște produse ale noastre, făcute de noi, care pot ajuta să fii sănătoși, respectând aceste principii care nu țin de freeways, ci țin de corpul uman. Dar încă o dată, vrem să fiți conștienți atunci când luați un produs, atunci când faceți o acțiune. Că pentru că fiind conștienți, automat puteți să luați mai mult decât un singur produs. Legat de întrebarea, de ce mi-a fost nouă frică să pornim această companie? Era la Târgu Mureș, e o poveste pe care o spun, ori de câte ori mă întreabă ce mi-a fost frică sau nu să pornesc compania. Și o să vă zic și vouă. Era la Târgu Mureș și acum câțiva de zile. Și mi-a zis cineva care are acolo parchia mureșenilor, un preot, uite, facem un eveniment, cât de bună vestirea după a fost, și vrem, dacă se poate, un ajutor, pentru că e o biserică ortodoxă care
făcea un eveniment mai special și se numea Spirit Sănătos în Trup Sănătos. Ai zis, noi venim, dar ne trebuie o sală de conferințe, niște condiții și un medic, dacă are să înțeleagă și partea spirituală, nu doar să ia corpul ca și cum ar fi doar o mașinărie. Și să nu fie reclamă la produse. Ok, am luat noi sală de conferințe, am făcut tot ce ați bine, au avut 120 de oameni. Bun, lucru. Doi preoți au vorbit înainte, foarte frumos, apoi domnul a uit și el despre partea Trup Sănătos. A fost un succes întâlnirea și preoții la care m-au chemat și a spus, dar aveți și noi o întrebare, dar merge așa, bem o cafea în holul hotel, merge. Am fost acolo și m-au întrebat cel care a organizat. Iulian, așa o întrebare. Este plină piața de produse care de fiecare dacă a fost asta. Nu ți-a fost frică să pornești în piața asta? E plină așa ceva. Și am zis, părinte, o să fiu sincer, deschis, da. Am zis, părinte, este plină piața de preoți în biserici. Nu ți-a fost frică să fac preoți? Păi eu cred. E, părinte, și noi credem. Cam asta este explicația. N-am făcut o astfel de piață în care să vezi al nostru de 3 lei plus, 3 lei minus. O să nu, noi chiar credem în ele. Le facem ca pentru noi. Le luăm noi în primul rând și apoi împărtășim și cu ceilalți. Așa că, asta am venit cu domnul doctor pentru că misiunea și viziunea companiei sunt în direcția aceasta în care să ajutăm oamenii să fie, să trăiască plenar și bine. Și e nevoie dincolo de produse, de cineva care să poată face educația în domeniul ăsta. Și până și noi mulți medici foarte buni, dar sunt mai puțini care sunt disponibili și educație. Și doctorul Cătălin Luga este unul cei puțini care vin, bațara într-un lung și lat, explică cu foarte multă răbdare și își dorește dacă se poate un om care vine în față, a doua să nu mai vină în față, pentru că a înțeles, aplică și s-a vindecat. Așa că veți auzi nu doar despre la cineva care vă dă niște produse, care toate aceste informații sunt ca să fiți sănătoși. Și în următoarea, nu știu, oră, oră jumate, asta veți auzi, asta va fi intenția, iar la final, dacă o să fie, nu știu, o să o placă ce auziți și vreți să luați, cum spunea și Răzvan, o să fie o masă în spate. Pe rând, cine vrea poate să pună întrebări, în particular, dacă aveți fiecare situație, indiferent că vreți să vă rănțineți sănătate sau vreți să reparați ceva, o să ne aștept schimbe pe mai personalizate și weekendul ăsta, în funcție cum vă găbiți că sunt stocuri de pătări, puteți să cumpărați cu discount dacă doriți. Dacă nu, dacă plecați însă nu cu asta, ci cu decizia de a fi sănătoși și mai departe, e suficient. Am avut un eveniment de curând și până acel eveniment, acest o caricatură pe internet care spune așa, ca un pacient la medic și întreba pacientul, doamnă, ce să iau ca să-mi fie bine? Și medicul spune, decizie. Așa că, uite fața de astăzi, pe domnul doctor Cătălin Luca. Bună seara, bine l-am găsit. Într-adevăr, știți cu ce începe fiecare lucru? Cu primul pas. Da? Dacă nu facem primul pas, nu putem să mergem nici acolo, nici acolo. Și atâta timp cât noi decidem să fim sănătoși, este chiar primul pas. Evident că se spune în filozofie și în multe altele că mai presus de cel care nu știe, este cel care află. Mai presus de cel care află, este cel care aplică ceea ce află. Iar mai presus de cel care aplică, este cel care obține rezultate. De aceea este foarte important, evident, să facem primul pas și anume să dorim, ca să spunem așa, să aflăm despre ceea ce ne este necesar pentru a fi sănătoși, pentru a avea o viață cât mai echilibrată, armonioasă și de ce nu fericită, dar să și aplicăm ceea ce primim și învățăm. Pentru că am cunoscut de-a lungul anilor foarte multe persoane au venit la conferințele noastre sau la cursurile noastre pe care le facem despre sănătate, au venit, au aflat diverse și spuneau, a, păi am fost la cursul cu tare, la cursul cu tare, ce pot să mai învăț aici? Și chiar îi spuneam, nu e ideea să înveți ceva nou. Și din toate cursurile la care ai fost și sunt unii care au cheltuit o groază de bani pe cursurile respective, mergeam în străinătate la renumiți speaker, ca să spunem așa, care costau chiar 1000 de euro cursurile respective sau conferințele respective și chiar se cheltuiau foarte mulți bani. Și am întrebat, după atâția ani de pelegrinări prin diverse, ce ai aplicat din tot ceea ce ai învățat? Pentru că multe din lucrurile pe care tu le-ai ascultat și le-ai învățat sunt chiar foarte valoroase. Care este rezultatul? Cât ai aplicat din acel lucru? Nimic.
Știți care este culmea prostiei? Să faci același lucru și să aștepți rezultate diferite. N-ai cum. Dacă noi facem același lucru într-o direcție care sesizăm că nu este una bună, n-avem cum să ne așteptăm că la un moment dat, sigur, se va face ceva bine. Ca să fie ceva bine, ca să fie ceva în direcția binelui, în a unei transformări în bine, e necesar să și facem acel lucru. Și evident că primul lucru este acesta. Să ne decidem să facem. Apoi, să vedem ce anume să facem, adică să cunoaștem acest lucru și apoi să aplicăm ceea ce am învățat că este bine pentru noi. Acum, când cineva are o pată roșie pe piele, ce face? Intră pe net, dă un search și citește. Pată roșie pe piele și apare. Aia, sunt 15 diagnostice posibile în pata aia roșie pe piele. Și evident că dacă te uiți mai atent așa, mai spre final, inclusiv cancer de piele, inclusiv tot felul de diagnostice. E greu să navigăm printre aceste informații, pentru că e necesar totuși să le particularizăm, să fie ceva care este specific nou. Și să nu ne speriem degeaba, că de multe ori vin pacienți la cabinet super speriați că au nu știu ce boală și au citit pe net că simptomul respectiv înseamnă nu știu ce boală. Și apoi stai o oră întreagă și explică-i, liniștește-i că nu au boala aia cumplită de care se teme, ci este altceva. Dar evident că e necesar să se acționeze și să rezolve acea problemă. Poate mulți dintre voi aveți mașini, să sunteți șoferi. Ar veni la mașina noastră și știți că fiecare mașină, chiar un mixer, un blender, un stocător de fructe, nu contează ce, are un manual de instrucțiuni. Când primiți robotul respectiv de bucătărie sau mașina pe care aveți, aveți un manual de instrucțiuni în care vă explică cum funcționează instrumentul respectiv, da? Care sunt pașii, cum puteți să-i folosiți și vă dă și niște instrucțiuni ce să faceți ca să nu stricați sau să aveți grijă să funcționeze instrumentul respectiv cât mai mult, da? Gen, mașina pe care o conduceți. Are un manual în pe două, este un manual cărticică destul de groasă, cât mașina este mai nouă și mai complexă, cu atât are o cărticică mai groasă și în care explică cum funcționează, ce înseamnă fiecare bec care se aprinde acolo la bord, cum e cu semnalizarea, schimbarea vitezelor și mai departe. Manual de instrucțiuni. Gândiți-vă că e o mașină care e făcută din metal, lemn, sticlă, pânză, știu ce, piele, ce mai are în ea. 2 milioane de piese. Da? Fiecare bucățică. Pentru acele 2 milioane de piese aveți un manual de instrucțiuni și fiecare piesă vi se explică acolo și cum funcționează. Care e principiul de funcționare, cu alimentarea, cu combustia, cu admisia, cu evacuarea. Se explică în cărticica respectivă. Noi când venim cu această mașinărie foarte complexă, care este trupul nostru și ne naștem, noi când ne naștem nu primim un manual de instrucțiune. Nu avem acest manual de instrucțiune. Intrăm, bine, la început părinții ne explică cât de cât ce știu și ei acolo, după care intrăm în școală. În școală învățăm ceva despre biologie, anatomie. Multe dintre ele nu sunt tocmai așa cum sunt, de fapt. Multe din ele sunt modificate față de normal, dar și acolo se străduie să ne învețe cât de cât. Dar nu ne oferă o viziune globală, de fapt, integratoare sau integrativă a ceea ce noi suntem, de fapt. De ce? Pentru că ne prezint că studiem despre biologie, dar ne pălește la un moment dat o emoție dintre aia super puternică, se umflă venele la gât, ne roșim la față, crește tensiunea, nu ne spune nimic de biologie noastră. De ce? Pentru că noi nu suntem doar această structură fizică, acest trup care are 100 de trilioane, aproximativ 100 de trilioane de piese. Astea sunt celulele din trupul nostru. 100 de trilioane de piese. Și aceste piese nu sunt nici de metal, nici de lemn, nici de... ci sunt structuri vii. Dacă noi, mi se strică ceva la mașină, da? Mi se strică bujiile sau garnitura de chiroasă sau farul sau știu ce altceva, ne ducem la service, ne schimbă piesa respectivă, nu e nicio problemă. Dacă din greșeală n-am mers corect și am intrat cu ea în stâlp sau am intrat în altul,
ne ducem și ne schimbă. Aripa, vara, pragul, nu știu ce altceva. Nu e o problemă. Pentru asta nu prea există piese de schimb. Greu și cu foarte greu mai schimbăm un rinichi, mai schimbăm un ficat, mai schimbăm o inimă. Foarte greu în plămâni, dar ochiul, de exemplu, nu se schimbă. Nu se poate. De ce? Pentru că legătura dintre ochi și restul trupului, ca să zic așa, se face prin un milion de firișoare, care nu pot fi reconstruite. Nu se pot schimba. Odată ce s-a stricat ochiul, ca să spunem așa, farul nostru, nu mai putem să-l schimbăm. Mașineria pe care am primit-o e un dar. Bunul Dumnezeu ne-a dorit. Cum avem grijă de ea, așa ne ține. De-aia e foarte important să avem grijă de această structură foarte complexă, care, repet, nu este doar structura fizică. Noi suntem emoții și de multe ori ne confruntăm cu ele. Noi suntem gânduri, noi gândim, suntem ființe gânditoare. Noi avem chiar liber arbitru, noi avem conștiință de sine. Deosebire de animale care nu au conștiință de sine, au conștiință de grup. Ele nu iau decizii individuale. Noi luăm decizii individuale. Și atunci e important să ne folosim aceste daruri care sunt date de către Bunul Dumnezeu pentru a fi sănătoși, pentru a funcționa, pentru a ajuta acest angrenaj, această mașinărie foarte complexă care suntem, care este trupul fizic, care este structura emoțională, care este structura mentală, care este sufletul nostru. Toate acestea creează un complex. Dacă nu ținem cont de ele, evident că vom suporta consecințele. Dacă adoptăm un stil de viață în care alergăm continuu și suntem supuși unui stil de stres continuu, evident că această structură va reacționa. Nu poate să rămână la fel. Dacă noi alegem să mâncăm toate prostiile de alimente, combinații, cât mai, fără să ne pese de acest lucru, evident că acest trup va reacționa. De aceea, ceea ce facem noi și urmărim să facem aceasta cu ajutorul Bunului Dumnezeu, este cumva să creionăm un fel de mini manual de instrucțiuni. Spun mini pentru că manualul de instrucțiuni a ceea ce suntem noi este foarte complex. Dar măcar principiile de bază să le învățăm, să învățăm despre ele, să urmărim să le respectăm, că degeaba învățăm despre ele dacă nu ținem cont de ele, și măcar respectând acele principii de bază după care trupul nostru funcționează, să putem să fim sănătoși. Și tot prin aceste principii să putem, dacă există o problemă de sănătate, să o reglăm, să devenim din nou sănătoși.